Ședință mare la Inspectoratul Școlar Județean. Directorii din unitățile de învățământ vasluiene au fost instruiți cu privire la mișcarea cadrelor didactice în viitorul an școlar. Nu au primit vești prea bune. Vor fi cadre didactice care intră în restrângere de activitate ca în fiecare an, în această etapă. Probleme vor fi în zona HUŞ, la nivelul învățământului preprimar și primar. În cadrul dezbaterilor, directorii au primit și detalii privind criteriile după care vor fi efectuate încadrările în sistemul de învățământ. În rural, încadrarea se face numai pe baza specializărilor de pe diplomele de studii. Dumneavoastră sunteți cei care aprobați și salarizarea și mai am auzit că mai sunt aici pe acolo unele școli în care nu se ține cont de nivelul de studii al cadrului didactic. Atenție! În metodologia de mișcare la articolul 1 sunt descrise foarte clar nivelele de studii și unde poate fi încadrat personalul didactic de pe acel nivel. Dacă vor mai fi modificări în ceea ce privește viitorul an școlar, directorii le vor afla în cadrul dezbaterilor pe care le vor organiza cei din conducerea inspectoratului.